După câștigarea cupei în fața celor de la Oțelul Galați, Corvinul Hunedoara joacă un alt meci cu trofeul pe masă. Este vorba despre Supercupa României, care va avea loc în această seară de la ora 20, când hunedorenii o vor întâlni pe campioana FCSB la București. Corvinul se poate baza pe toți jucătorii pe care îi are la dispoziție. În schimb, de la FCSB lipsesc fotbaliștii convocați de Edi Ordănescu la campionatul european. Acest lucru este un mare handicap, consideră antrenorul Florin Maxim. FCSB-ul, eu cred că și acum pot alinia, am văzut și ultimul meci amical al lor în Olanda, pot alinia două echipe, cred, bune de Liga 1. Nu știu dacă e un minus pentru ei, sunt jucătorii exponențiali ai lor, dar au cu ce înlocui. Altfel, Florin Maxim s-a arătat realist în ceea ce privește șansele jucătorilor săi de a câștiga acest meci, conștient că pornesc din postura de outsideri. Outsider, cumva, nici nu puteam fi în altă postură. Fiind o echipă de Liga 2, nu puteam aborda altfel jocurile, dar m-am spus-o, când joci cu puțină, nu teamă, dar mai precaut să știi că în momentul pierderii mingii, adversarii pot să-ți spună probleme pe o tranziție. Aici au fost și au gestionat foarte bine jocurile. La meciurile din Liga 2, poate aici a fost un pic o problemă, nivelul de concentrare și eu de la acest meci chiar sunt curios și eu. Alexandru Neacșa, capitanul hunedorenilor, este încrezător în șansele echipei sale de a obține victoria și spune că nu știe dacă acest lucru ar fi o surpriză. Noi asta ne dorim. Pentru asta ne-am pregătit atâta, pentru asta venim zi de zi la stadion, pentru a ne bucura de fotbal, pentru a reuși. E un meci cu trofeul pe masă, cu siguranță dorim să luăm, pentru că nu-l avem în palmaresul nostru, nici eu personal. Nu știu dacă ar fi o surpriză, dacă am câștigat noi. Probabil ne dorim să facem un joc bun prima oară și apoi vom vedea ce va ieși. Corvinul are avantajul echipei, care nu are nimic de pierdut, iar Maxim consideră că jucătorii săi sunt cu picioarele pe pământ chiar și după victoria din Cupa României.